Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un invitat deosebit, așa că îi spunem bun venit domnului Viorel Iuga, președintele Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Domnule președinte, bine ați revenit! Bună seara, Hristos a înviat! Mă bucur și eu să fiu împreună cu voi, cu ascultătorii noștri și doresc în casa și în inima fiecăruia prezența, bucuria și puterea celui ce a înviat și este viu în vece vecilor. Adevărat a înviat, vă spunem și noi, de asemenea le spunem același lucru și celor care ne urmăresc. Începem o săptămână, să spunem așa, în forță și profit de întâlnirea aceasta virtuală cu dumneavoastră pentru a vorbi puțin despre ceea ce înseamnă sărbătoarea Învierii Domnului în anul 2021. Prin harul Domnului, doar prin harul Domnului, și anul acesta ne-am bucurat de Învierea Domnului, ne bucurăm încă de zile de viață și vreau să discutăm puțin despre cum vedeți dumneavoastră anul acesta, bineînțeles, comparativ cu poate anul trecut în care întreaga comunitate creștină a avut un parcurs destul de dificil. Să ne aducem aminte că am trecut, nu ne-am putut întâlni în persoană de Paști și apoi, bineînțeles, cu condițiile în care trăim în zilele acestea, sunt multe schimbări care se întâmplă și la nivel european și la nivel internațional și mai ales în România. A spune că Dumnezeu ne încearcă în continuare, ne pune în răbdare la încercare, ne dorim fiecare dintre noi și iată-ne că și de data aceasta, această sărbătoare, am petrecut-o și o petrecem, de fapt, în continuare, în niște condiții speciale. Cum vedeți dumneavoastră anul acesta de har, în continuare? Da, ca în orice altă ocazie și pe orice alt subiect, depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Întotdeauna din perspectiva cerului, din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile sunt mai simple. Deci anul 2021, din perspectiva divină, este un an ca alți ani, un an în planul lui Dumnezeu, un an în care Dumnezeu nu a fost și nu este împiedicat cu nimic. Dumnezeu continuă să își ducă la împlinire ceea ce a programat pentru omenire și pentru biserică. Așa că în calendarul lui Dumnezeu nu este neapărat un an special, un an cu restricții, un an cu impedimente sau altceva de genul acesta. Deci cine privește lucrurile prin perspectiva divină se poate odihni în împlinirea planului lui Dumnezeu, în suveranitatea lui și toate celelalte lucruri le știm. Dacă privim din perspectiva omului, aici unde mai suntem noi cu picioarele pe pământ, sigur că lucrurile sunt puțin diferite și diferențele acestea merg în două direcții. Dacă facem comparație, așa cum ziceai, cu anul trecut, anul acesta a fost un an deosebit în sensul pozitiv, în sensul că adunările au putut să vină la închinare împreună, au fost adunări care au celebrat suferințele Mântuitorului toată săptămâna cu închinare în fiecare seară. Au fost foarte multe adunări care au venit cu bucurie împreună joi seara să celebreze masa Domnului. Adunări care în Vinerea Mare au stat și au meditat la momentele în care Domnul Iisus Hristos a stat pe cruce și a răbdat pentru plata păcatelor noastre. Mă bucur de adunările care, dincolo de repetiții și alte lucruri necesare sărbătoririi împreună, sâmbătă noaptea chiar s-au gândit să marcheze și ei într-un anume fel învierea Domnului Iisus Hristos și au găsit variante creative prin care să proclame adevărul înviere și apoi, sigur, ziua de ieri, ziua în care ne-am amintit de învierea Domnului Iisus Hristos, a fost o zi de sărbătoare, o zi de bucurie în viața multora, o zi în care adunările mari și mici s-au adunat împreună, nu doar comemorând învierea Domnului Iisus Hristos, ci bucurându-se de prezența celui viu în mijlocul lor. Îi felicit și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți cei care, încă o dată și în anul acesta, în ciuda anumitor restricții,
au făcut tot ce a ținut de ei ca mesajul învierii Domnului Iisus Hristos să fie proclamat, să fie auzit, să fie înțeles corect și oamenii să fie încurajați, pentru că dacă societatea românească, lumea în general, dar noi vorbim de societatea românească, dacă lumea are nevoie de ceva astăzi, are nevoie de speranță și are nevoie de pacea celui care a venit atunci la ucenici și le-a spus pace vouă. Dintr-o altă perspectivă, dacă am privit la anul acesta cu un ochi la vremurile trecute, când oarecum ne gândeam la normalitate, sigur că încă așteptăm să revenim la normalitate, numai că aici am făcut o chemare și voi continua să fac o chemare. Învierea Domnului Iisus Hristos a adus sau a readus normalitatea în viața ucenicilor. Dacă suferințele lui au bulversat pe ucenici, au împrăștiat, Domnul Iisus Hristos cel viu se ocupă întâi de ucenici, îi aduce împreună, îi aduce la credință, ca apoi ei să trăiască bucurie, pace și să-și regăsească misiunea. Așa că, din punctul meu de vedere, primii care au revenit la normalitate, și din nou mă refer la o normalitate nu neapărat din perspectiva umană, ci normalitate în planul lui Dumnezeu, primii deci au fost ucenicii. Odată ce ucenicii au revenit la normalitate, ei au fost trimiși cu mesajul învierii ca să aducă la normalitate pe cât mai mulți oameni. Aici am văzut o diferență în gândirea multor creștini. Din nefericire, foarte mulți așteaptă ca societatea să revină la vremuri normale și atunci când societatea va reveni la normalitate, cumva și bisericile să revină la o stare normală. Mi se pare că am pus căruța înaintea boilor sau a coailor. Biserica lui Hristos niciodată nu trebuie să fie la periferia societății. Biserica lui Hristos nu urmează societatea în drumul ei. Biserica lui Hristos a fost lăsată să fie lumina lumii, să dea direcție spirituală în societate și mă rog lui Dumnezeu ca sărbătorile acestea cumva să ne fi adus din nou gustul și speranța normalității, noi să fim într-o relație normală cu Dumnezeu, noi să ascultăm de El și să se consemneze în istoria lumii că prima care a revenit la normalitate a fost biserica și apoi biserica lui Hristos a ajutat societatea să revină la vremuri normale. Frate președinte, o întrebare pe care vreau să vă adresez are legătură cu starea aceasta de răbdare pe care Biblia o numește virtute chiar. Vedeți dumneavoastră, în momentul în care a început pandemia aceasta și starea aceasta de îngrijorare, că odată cu pandemia a venit și starea aceasta de îngrijorare, ne-am așteptat ca după două luni, trei luni să intrăm. Chiar ne-am bucurat atunci când în mai s-a terminat, am trecut, dacă ne aducem aminte, s-a terminat starea de urgență, așteptam ca lucrurile să revină și să zicem gata, revenim la cât de cât normal. Iată-ne că a venit valul 2, valul 3, deja suntem în valul 3. Și în paralel se fac eforturile acestea cu vaccinarea, dar totuși răbdarea aceasta, să știți, ne dă de furcă. Ne-am dat seama că stăm prost cu răbdarea. Asta o spun în nume personal, dar o văd și la alții. Și răbdarea aceasta se referă inclusiv la comunitatea creștină, la bisericile noastre, la familiile noastre, atunci când practic tensiunea aceasta creată de starea aceasta de să spunem, împreună cu dorința noastră de a scăpa cât mai repede, ne pune răbdarea la încercare. Și acum, întrebarea mea este, dumneavoastră, ca un slujitor al Dumnezeu, cu siguranță știți ce înseamnă această virtute. Cum putem trece peste această ispită a nerăbdării, zic eu? Pentru că la un moment dat suntem oameni și suntem oameni și recunoaștem că suntem neputincioși. Nu mai putem. Știți cum e? Câteodată spunem, am ajuns la limita răbdării, la limita suportabilității și o ducem greu. Nu? Devenim irascibili, nervoși, supărați. Nu ne mai place nimic, găsim nod în papură la orice. Cum vedeți dumneavoastră? Eu, așa cum bine știi, văd lucrurile un pic diferit. Eu văd răbdarea o virtute atunci când rabd ceva de dragul Domnului Iisus Hristos și rabd ceva pentru Domnul Iisus Hristos, pentru răspândirea Evangheliei, pentru împlinirea planului Său.
dar eu ți-aș aduce aminte și aș aduce aminte ascultătorilor că ai vorbit de supărare, că și supărarea poate fi o virtute când luăm atitudine împotriva răului. Acum, din nou, depinde la ce răbdare ne referim. Dacă mă refer la relația mea personală cu Dumnezeu, nu trebuie să am răbdare deloc, în sensul că relația personală cu Dumnezeu nu mi-o decid alții. Și nu trebuie să aștept eu ziua când cineva îmi va da voie să am o relație personală și proaspătă cu Dumnezeu. Dacă mă refer la poruncile pe care mi le-a dat Domnul Iisus Hristos cel viu, din nou, nu trebuie să am răbdare până când cineva îmi va permite să împlinesc poruncile Domnului Iisus Hristos, pentru că ele pot fi și trebuie împlinite în fiecare zi. Dacă te referi la răbdarea până ce biserica va putea să se întâlnească la fel ca înainte, în mod liber, fără nicio restricție, și aici este vorba de atitudinea care o are biserica și de creativitatea, consecvența, prețul plătit, multe altele, când este vorba de închinare. Încă o dată o să spun, sunt biserici, au fost biserici care, în ciuda restricțiilor impuse de alții, au găsit metode, au găsit căi prin care să se închine împreună, să facă misiune împreună, să facă evangelizare împreună, să ducă vestea bună a învierii Domnului Iisus Hristos, a salvării prin El. Deci poate că ar trebui să ne gândim un pic la răbdare când este vorba de revenirea societății la normalitate. Dar aici, cum spuneam, dacă noi vom reveni la normalitate primii, chiar ne va deranja mai puțin aspectul normalității în societate, pentru că el nu va afecta atât de mult închinarea noastră. El va afecta viața noastră de fiecare zi. Și probabil vom învăța în perioada aceasta să punem accent mai mult pe lucrurile de sus decât pe cele de jos, să investim mai mult în aspectele spirituale decât în cele materiale. Și din nou, în măsura în care biserica își va face lucru mai intens și mai mulți oameni vor găsi prin Evanghelie și prin Domnul Iisus Hristos libertatea spirituală, vom deveni mai puțin robii legilor de moment, impedimentelor cu sau fără logică și toate celelalte lucruri. Eu cred că problema este mai mult de natură spirituală și asta ar trebui să înțelegem, că relația noastră cu Dumnezeu și ascultarea noastră de Dumnezeu chiar nu depinde de legile care se dau de la o lună la alta și nici măcar de unele restricții. Restricțiile acestea pot să ne împiedice să facem ceva anume, dar nu tot din ceea ce ne-a poruncit Dumnezeu, sau ne pot împiedica să aplicăm o metodă, dar nu ne pot împiedica să ne împlinim mandatul. Deci avem încredere în Dumnezeu. Încă o dată, n-ar trebui să privim lucrurile acestea ca să eliminăm problema asta cu răbdarea. N-ar trebui neapărat să le privim atipice, ci ar trebui să le privim ca planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, și dacă acesta este planul lui Dumnezeu și aceasta ne ajută mai mult la sfințire, la slujirea altora, nici nu ar trebui să ne punem problema să treacă foarte repede. Eu am mai spus-o și în altă ocazie, dar noi avem clișeurile noastre, așa. Noi n-ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu neapărat să treacă vremurile acestea, ci ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să folosească El vremurile acestea pentru binele bisericii și pentru binele societății. Și din nou, nu trebuie să punem binele material în primul rând, cum l-am pus așa de mult, dacă am aflat că vremurile acestea ajută mai mult biserica în împlinirea mandatului ei și ajută pe oameni să se gândească mai mult la veșnicie, la relația lor cu Dumnezeu, ar fi chiar absurd să ne rugăm să treacă. Adică Dumnezeu ne trimite niște vremuri de cercetare care ne pot face un mare bine și noi așa în micimea noastră ne rugăm: Doamne, fă să treacă repede, pentru că nu ne interesează planul Tău, ci ne interesează planurile noastre. Așa este. Și eu cred că la fel trebuie să folosim momentele acestea ca să ne rugăm Domnului ca El să schimbe lucrurile în așa fel încât biserica să aibă un câștig. De fapt, împărăția celor să aibă un câștig și Evanghelia să fie propovăduită și în asemenea condiții
Chiar mă gândeam la un moment dat... Da, Dumnezeu ar trebui să lucreze mai mult, să ne schimbe pe noi în vremurile acestea, nu atât de mult vremurile, știi? Dar el vremurile le poate schimba oricând, știi? El oprește furtuna într-o secundă, mai greu e să îi lămurească pe ucenici. Și Apostolul Pavel spune că Fiul a venit și după ce a făcut schimbările necesare, ne cheamă pe noi să slujim în generația de acum și în condițiile de acum. Haideți să ne gândim, deși nu aș vrea să facem legătura cu neapărat ceva foarte negativ, dar haideți să ne gândim la perioadele de greutăți în istoria bisericii când privim în urmă. Nu știm cum au gândit ei atunci, dar când privim în urmă, greutățile din viața bisericii de multe ori au ajutat-o în expansiunea împărăției lui Dumnezeu. Așa că ar trebui să nu mai jucăm noi rolul lui Dumnezeu și să îi spunem noi lui Dumnezeu cam cum vedem noi că este bine pentru el, ci să-i cerem lui Dumnezeu credincioșie. Și haideți să ne amintim că doar sunt câteva zile de când în Joia Mare, probabil în biserică, s-a citit pasajul în care Domnul Iisus Hristos spunea în grădină: Tată, mi-aș dori să treacă perioada aceasta, paharul acesta altfel, dar totuși facă-se voia ta. Și eu cred că asta ar trebui să fie atitudinea noastră în astfel de condiții. Îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, din perspectiva noastră ne-am bucura să se schimbă lucrurile în felul următor, dar în final Tu ești Dumnezeu, ne încredem în Tine și vrem să se facă voia Ta. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Așa ar trebui să fie. Dacă ne uităm tot așa la anul acesta 2021, modul în care a început și cum au, să spunem, petrecut sărbătorile acestea, a adus o schimbare în bine. Știu că dumneavoastră totdeauna ați avut îndrăzneala asta aceasta și vă felicit și asta este un mare lucru. Ați avut mereu îndrăzneala de a scrie, de a lua atitudine, de a comunica și de a spune, și de a spune pe nume atunci când ați simțit că este o problemă. Și am trecut, una din problemele pe care dumneavoastră l-ați semnalat a fost că autoritățile nu prea au comunicat. A spune foarte slab sau chiar deloc, nu numai cu noi, cu bisericile baptiste, dar și cu celelalte culte, da? Inclusiv cu Biserica Ortodoxă, a fost o comunicare în lipsă, ca să zic așa, și multe lucruri ni s-au fost puse în față fără să fim consultați. Anul acesta lucrurile văd că s-au mai schimbat și s-au îmbunătățit major. A existat o comunicare și de data aceasta am văzut că și dumneavoastră ați participat la câteva întâlniri, s-a creat această consultare în ceea ce privește agenda care urmează, modul în care se fac slujbele. Cum percepeți dumneavoastră această îmbunătățire? Că până la urmă, slavă Domnule, cred că e o îmbunătățire, nu? Este o îmbunătățire, dar cu pași foarte mici și nu suficient. Adică noi ne-am mișcat și de data aceasta camelcu și aș mai face o precizare. Apreciind pașii spre comunicare, încă trebuie să spun că nu vorbim neapărat de o comunicare în ambele sensuri. Vorbim mai mult de o comunicare, dacă vrei, din partea statului, când statul cumva și-a dat un pic seama că are nevoie de ajutorul bisericii și unde a venit, să zic, mai mult comunicarea, dincolo de niște întrebări, cum să facem de sărbători sau altceva, care sunt bune, dar nu ar trebui să se ridice prea mult întrebările acestea, pentru că biserica ar trebui lăsată să-și împlinească menirea, pentru că ea chiar vrea să se ocupe și de trupul și de sufletul oamenilor. Comunicarea a fost mai mult într-o direcție, adică acum avem nevoie de ajutorul bisericii. Și sigur că lucrul acesta nu a demonstrat neapărat ce a vrut să demonstreze și nici nu s-a ajuns la concluziile la care unii ar fi vrut să se ajungă, pentru că statul ar trebui să înțeleagă următorul lucru. Biserica are în primul rând un mandat divin. Ea trebuie să se ocupe în primul rând de sufletul oamenilor, da, ne gândim și la viața pământească, dar prin perspectiva veșnică, și biserica nu poate să se implice acolo unde nu îi cere Dumnezeu. O să spun direct că s-a apelat destul de mult și se va apela în continuare la ajutorul bisericii pentru vaccinare. Ideea este destul de complexă.
statul ar trebui să înțeleagă că dacă biserica nu are un mesaj divin, biserica trebuie să tacă. Și nu putem veni noi să găsim noi nu știu ce versete în Scriptură să le spunem oamenilor ce să facă, pentru că nu există astfel de versete în Scriptură. Și apoi nu cred că este nici datoria slujitorilor bisericii, nici a bisericii în general, să ne băgăm noi în probleme unde statul ar trebui să lase libertatea, și teoretic spune că lasă libertatea fiecărui cetățean să aleagă. În bisericile noastre sunt oameni cu informații diferite, cu opinii diferite și cu decizii diferite în dreptul lor. Așa că nu este biserica cea care să vină să schimbe convingerile vremelnice pe un domeniu în care sunt atât de puține informații, atât de puține dezbateri și toate celelalte. Deci, din punctul acesta de vedere, eu personal cred că cei care se exprimă pe un astfel de domeniu greșesc, pentru că nu putem să ne exprimăm teologic. Și încă o dată, eu cred că biserica unde nu are un mesaj teologic chiar ar trebui să tacă și se lasă pe fiecare om, așa cum noi spune omului care libertatea să aleagă relația cu Dumnezeu, să înțeleagă chemarea particulară a lui Dumnezeu pentru el, să hotărască fiecare în dreptul lui ce face cu sănătatea lui, cu trupul lui, dacă se vaccinează acum, dacă mai târziu, cu ce se vaccinează. Deci ar fi chiar ne la locul ei biserica să se bage într-un domeniu care nu i-a fost încredințat și unde nu are cum să stăpânească lucrurile. Deci statul încă o dată ar trebui să nu folosească biserica doar unde vrea el. Statul ar trebui să înțeleagă rolul bisericii, așa cum s-a angajat prin lege să sprijine biserica să-și facă misiunea ei, iar biserica, în dependența ei de Dumnezeu, să facă ce consideră că este pentru binele sufletesc, relațional și mai ales binele veșnic al întrului. Așa este, așa să ne ajute și pe noi, dar și pe ei, Domnul să se implice în comunicarea aceasta, să ia biserica, cultele creștine ca partener în această discuție și bineînțeles lucrurile se vor îmbunătăți și încrederea populației va crește, încrederea credincioșilor. Nu este, Cătălin, nu este vorba doar de comunicarea cu biserica. Eu cred că ar trebui să investească mai mult în comunicarea cu cetățeanul, cu populația în general. Și ca să rămânem în ideea sărbătorii și a cuvântului, cel care ne-a învățat să comunicăm adevărul a fost Dumnezeu Tatăl. Iisus Hristos a venit să ne comunice adevărul și El continuă să comunice cu biserica. Deci relațiile bune se păstrează prin comunicare și asta ar trebui să învețe și reprezentanții statului, o comunicare sinceră, deschisă. Și poate tot la nivel de comunicare ar trebui să ne mai cerem și iertare unde greșim. Eu cred că și biserica sau slujitorii bisericii, și încep de la mine, dacă într-un domeniu greșesc, ar trebui să am maturitatea, puterea să-mi cer iertare, fie că trebuie să o fac în fața seminilor mei, în fața celor pe care îi păstoresc, sau în fața statului, când am greșit în fața statului. Și nu văd nimic ieșit din comun. Mi s-ar părea chiar o chestie de maturitate și de demnitate și statul să-și ceară iertare în domeniile în care a greșit, cu explicațiile necesare, că nu se poate spune. Deci chiar ar fi absurd să spună statul că în toată perioada aceasta n-a greșit nici față de cetățeni, nici față de biserică. Și chiar dacă am vorbit despre niște greșeli, să spun din neștiință, nu neapărat planificate, Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce s-a rugat: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Deci înțelegem de acolo că și greșelile făcute din neștiință sunt tot greșeli pentru care trebuie să ne cerem iertare și trebuie să primim iertare. Așa este. Să ne ajute Domnul să facem lucrul acesta. Frate Viorel, frate păstor, vin acum cu o întrebare legată de biserica locală. În vremurile acestea și anul trecut și chiar în anul 2021, până în acest moment, biserica locală a fost poate cea mai afectată, în sensul că adunarea aceea de oameni, hai să spunem minimul 2 sau 3, da? Cei care se întâlneau într-o anumită locație, în așa clădire a bisericii,
Nu s-a mai putut întâlni așa cum obișnuia înainte și, pe de o parte, să spunem așa, într-un sens, a fost compensat de prezența online, dacă au putut să facă trecerea aceasta într-o să spunem, măsură cât de cât acceptabilă de calitate, sau dacă n-au reușit să facă lucrul acesta, cei din biserica locală, vorbim așa, una din biserici locale sau chiar în general, au suferit sau au trebuit să treacă prin niște transformări. Și asta, acum vorbesc din punct de vedere al păstorului, al slujitorului. Mă pun în pielea slujitorului, a păstorului, care se vede deodată fără cei din fața lui, cei care îi cunoștea, îi păstorea, îi hrănea, îi vizita, în imposibilitatea aceasta de a se vedea cu ei. Și mai mult, cea mai mare problemă a fost că n-am mai putut, să spunem, controla, dacă se poate, hrana cu care cei pe care îi păstorea au avut acces. Odată cu biserica locală aceasta, atunci când se-a redus activitatea, și de asta spun că este poate cea care a suferit cel mai mult, abundența aceasta de oi care mișună în spațiu virtual a adus la multe probleme. Oameni care nu s-au mai întors în biserică, oameni care au renunțat, a mai face, să zicem, parte din biserica locală. Și, bineînțeles, din punct de vedere al slujitorului, e și el om până la urma urmelor, supus acelora nevoi, greșeli, vine deznădejdea, vine neîncrederea. Te vezi odată că turma ți se risipește și că apelează la tot felul de alte resurse, mai puțin sănătoase sau mai... Da, depinde fiecare unde alege. Cum vedeți dumneavoastră provocarea aceasta și mai ales problema, pe de-o parte, a bisericii locale și pe de-o parte a slujitorului, că până la urmă spuneam, sunteți și dumneavoastră slujitori și vedeți și dumneavoastră că biserici întregi s-au văzut în problema asta. Haide ca să nu zică lumea că ne victimizăm, doar în trecere să spunem că nu doar biserica a suferit, au suferit și multe alte organizații în perioada aceasta, firme care s-au închis, care și-au redus din personal, care n-au putut să facă slujirea organizației, deci a suferit o mare parte din societate. Da, una din instituțiile care a suferit mai aproape de noi este biserica locală. Acum o să vorbesc puțin despre biserică și apoi despre slujitor. Biserica locală a suferit în unele domenii și în măsura în care a ales să sufere. Pentru că trebuie să recunoaștem că au fost și sunt biserici locale care au avut un spațiu generos și condițiile de pandemie nu i-au încurcat neapărat să se întâlnească toți. Deci cei care au vrut să folosească spațiu înțelept și și-au asumat, că întotdeauna ne asumăm ceva, au putut să facă lucrul acesta, chiar dacă au trebuit să modifice ceva în programele lor. Aici eu nu văd nicio tragedie, să spun de ce. Pentru că noi, bisericile evanghelice în general și baptiste în particular, nu avem niște ritualuri, niște tradiții care să ne împiedice în închinare. Nu avem o oră sfântă, nu avem un număr de oameni minim care trebuie să participe ca să putem avea asigurată prezența lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri pe care le știm. Deci au fost unele biserici care, în afară de momentul în care toată societatea a fost închisă, cred că din multe puncte de vedere au avut o închinare normală, chiar deosebită, și unele chiar au câștigat pentru că au mai ieșit puțin din obiceiurile lor și au dat seama că se poate și altfel în închinare și chiar poate fi mai bine. Pe de cealaltă parte, dacă vorbim de slujitor, aș spune că munca slujitorului nu a fost împiedicată în general, poate a fost puțin îngreunată sau la unii sau la cei mai mulți a fost schimbată din ritualul cu care ne-am obișnuit. Tu spuneai de acele întâlniri în care noi ne-am obișnuit, era un lucru absolut normal ca noi să ne ducem la biserică, oamenii să vină acolo de bunăvoie, să vedem adunarea plină, dacă noi vedem pe vreo 2-3 să-i criticăm că n-au venit, că era normal să fie acolo, le dădeam hrana respectivă și din nefericire
în unele locuri cam la ce se întâmpla între pereții bisericii, se limita de multe ori slujirea bisericii. Acum slujitorul s-a văzut dintr-o dată fără lucrurile cu care era obișnuit, dar eu cred că fiecare slujitor a înțeles sau trebuia să înțeleagă că slujirea lui nu se termină aici. Și acum a fost în situația de a căuta oile virtual sau fizic, a le păstori în mod individual, numai la grămadă. E, dacă vrei, ca și grădinarul care până acum arunca așa cu o stropitoare peste toate florile din grădină și acum probabil a trebuit să ia stropitoarea și să meargă de la una la cealaltă cu costuri, cu riscuri. Personal îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți colegii care au plătit prețul. Știu că a însemnat mai multă muncă, dar asta s-a văzut în păstrarea relațiilor cu oamenii și s-a văzut foarte bine și când s-au redeschis întâlnirile. Pe de altă parte, eu cred că slujitorii au avut și ei un moment de analiză, poate unii un mic șoc, poate alții o mare bucurie, când au văzut ce se întâmplă cu cei pe care îi păstoresc. Situația aceasta ne-a ajutat să-i vedem pe oameni, să-i vedem cât de curajos sau de fricoși sunt, de unde se alimentează, dacă se alimentează mai mult din media sau din manualul sfânt, din Sfânta Scriptură, dacă ne cred mai mult pe noi decât pe alții, dacă țin mai mult la trupul lor decât la sufletul lor. Și în varianta aceasta, slujitorul putea să adopte atitudinea de condamnare, vai ce oameni am și unde sunt și ce fac, da? Sau slujitorul putea să spună, Dumnezeu m-a ajutat să-mi cunosc oile mai bine și le slujesc cu dragoste și cu adevărul lui Hristos în condițiile acestea. Pentru că menționai de descurajare. Da, este o ispită care vine, dacă vine și la noi la slujitori, dacă din nou ne uităm mai mult la clișeile pe care le-am avut în minte și ne analizăm slujirea, activitatea, chiar succesul, prin chestionarele care le aveam noi în imagine înainte, prin grilele respective. Pe de altă parte, noi știm din Scriptură că un slujitor al lui Dumnezeu este evaluat de stăpânul lui în funcție de credincioșia pe care o arată. Noi știm că Dumnezeu nu așteaptă de la noi mai mult decât putem face, mai mult decât ne dă El sănătate, putere, înțelepciune. Și atunci, da, s-au schimbat lucrurile, omenește nu mai sunt la fel ca înainte, dar dacă eu am stat înaintea lui Dumnezeu cu credincioșie, mi-am hrănit sufletul meu și apoi, întărit de puterea lui Dumnezeu, m-am dus cu un mesaj divin la o persoană, la o familie, la un grup de oameni, în casă, în aer liber, eu trebuie să am liniștea că eu mi-am făcut partea așa cum am reușit și poate este momentul să ne aducem noi aminte slujitorii încă o dată, deși știm foarte bine lucrul acesta, că biserica nu este în primul rând a noastră, biserica este a lui Iisus Hristos și dacă nouă, hai să folosesc o expresie, ni se pare că ne scapă din mâini ceva, lui Hristos chiar nu-i scapă din mâini nimic. Acum tu spuneai că unii aleargă pe la fântâni otrăvite, că iau de acolo, că iau de dincolo. Asta este viața, Cătălin, cu globalizarea, cu toate variantele acestea bune de comunicare, apare și binele și răul. Noi nu vom putea stopa lucrurile acestea. Și eu personal nu vreau neapărat să-mi pun cenușe în cap pentru alegerile celor pe care îi păstoresc. Eu mă gândesc la credincioșia mea, mă gândesc să-mi fac partea mea, mă gândesc cu oamenilor care doresc, care vor să mă asculte, să mă asigur că le împărtășesc adevărul lui Dumnezeu. Hai să ne aducem aminte ceva. Domnul Iisus Hristos nu s-a dus prin toate locurile, prin toate casele, să-i tragă pe oameni cu forța, să-i ducă, ai veniți pe muntele fericirilor, că eu o să fac o mare evanghelizare și voi trebuie să auziți adevărul. Domnul Iisus Hristos s-a dus în locul respectiv, s-a dus pe marginea mării și a vorbit celor prezenți. În timpul în care El vorbea acolo adevărul lui Dumnezeu și sătura suflete, au fost mulți, fi sigur, care s-au alimentat din altă parte. Unii care au venit la Domnul Iisus Hristos și au bătut joc de adevărul care îl proclama El.
Domnul Iisus Hristos nu i-a paralizat, nu i-a blestemat, sigur că le-a spus de responsabilitatea pe care o au. Deci noi suntem păstorii turmei, dar nu suntem păstorul turmei, cu majuscule. Biserica rămâne a lui Hristos, el a promis că și-o va zidi. Și din nou, noi să ne facem datoria în fața lui Dumnezeu, față de cei care putem, cât mai bine, cu posibilitățile care le avem. Și exact cum se spune în pilda aceea, că unul i-a dat mai mult, altul mai puțin, finalul să fie bine, rob bun și credincios. Până la urmă, întrebarea mea este următoarea. Dacă m-aș duce și aș vorbi la 50 de oameni și niciunul nu m-ar băga în seamă și aș cheltui 2 ceasuri pentru aceasta, sau aș avea ocazia să mă duc să vorbesc cu o singură persoană 10 minute care m-ar lua în seamă, unde crezi că ar fi mai înțelept să mă duc, dacă ar fi vorba de alegerea mea? Normal că aș investi în persoana respectivă. Știi că și Pavel la un moment dat spunea, decât să vorbesc 10.000 de cuvinte să nu vă folosească la nimic, mai bine spun 5 să vă folosească. Acum, din nou, în lucrurile care nu depind de noi, avem liniștea că nu depind de noi. În cele care depind de noi, nu ne vedem supra oameni, nu luăm noi toată povara bisericii pe umeri, ea rămâne în brațele lui Hristos, iar noi, în dependență de Hristos, cu ajutorul Duhului Sfânt, facem ce putem zilnic și biserica rămâne a Lui. Excelent! Slavă Domnului! Acum ne apropiem de încheiere și aș vrea să închei cu o întrebare mai dificilă, poate mai sensibilă. În momentul când mă pregăteam pentru discuția cu dumneavoastră, mi-a venit ideea aceasta de a pune un anunț pe Facebook să spun că, și să anunț că o să am o discuție cu dumneavoastră și să colectez așa mai multe întrebări, așteptări din partea dumneavoastră ca și președinte al Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România. Da? Și am renunțat imediat la acest gând pentru că am zis cred că mai bine fac invers. Probabil nu mi-ar fi ajuns hârtii întregi să notez așteptările și întrebările și nevoile pe care le au alții față de dumneavoastră, ca și președinte, ca și păstor, ca și lider. Așa că am zis că facem invers și dumneavoastră de data aceasta. Vă rog să faceți o listă pe care o aveți, pe care o listă de așteptări pe care o aveți, în primul rând de la noi, credincioșii baptiști, și nu numai de la credincioșii baptiști, de la credincioșii evanghelici din România. Da, sunteți și lideri în Alianța Evanghelică, așa că cu siguranță vorbim despre tot ce înseamnă creștini evanghelici din România, și mai mult de la ceilalți slujitori, sau știu eu, colegii păstori, și nu numai păstori. În biserică sunt multe slujiri și cu siguranță și dumneavoastră sunteți la fel de, să spunem, de conștient că într-o biserică sunt multe nevoi și multe lucruri de făcut. Și aș vrea să vedem cum vedeți și dumneavoastră din partea cealaltă a lucrurilor, că de obicei săgețile vin din zona asta către dumneavoastră. Acum nu mă aștept ca să vină săgeți din partea dumneavoastră, dar măcar niște așteptări pe care vi le doriți, niște lucruri pe care le-ați dori îmbunătățite, sau știu eu, niște sfaturi în ceea ce privește odată noi credincioșii și apoi slujitorii. Cătălin, hai să mă duc totuși pe ideea la care ai renunțat tu și să răspund un pic cu oamenilor și apoi vin la întrebarea ta. E adevărat, oamenii au multe așteptări de la președinte. Acum, fac abstracție de mine și le spun și celor care doresc să fie președinți și toate celelalte lucruri și oamenilor care au așteptări de la președinți câteva lucruri, nu ca scuze, ci ca realitate. Primul aspect, președintele este un om cu calitățile lui și cu limitările lui și nu poate să facă nimic mai mult decât ce-l ajută Dumnezeu. Adică ceea ce a spus Ioan este adevărat 100% în dreptul nostru. Dacă nu este dat de sus, nu ai ce să faci. N-ai, nici fără Dumnezeu nu poți face nimic. Al doilea aspect, să nu se supere nimeni pe mine. Deși sunt atent la așteptările oamenilor, pe mine mă interesează mai mult așteptările lui Dumnezeu,
Pentru că oamenii azi mă judecă, mâine mă iartă, dar eu în final o să dau ochii cu Dumnezeu și va trebui să dau lui socoteală de ce am făcut cu sănătatea care mi-a dat-o, cu timpul, înțelepciunea și toate celelalte lucruri, darurile lui care le-a pus în mine. Totuși aș vrea să amintesc oamenilor și voi face trecerea de la una la alta, că noi, dacă ne gândim la cult, noi suntem chiar bine structurați și să știți că din punct de vedere al statutului, președintele este omul cu cele mai puține atribuțiuni. Președintele, în mod normal, ar trebui să aibă mai mult rolul de reprezentare și, sigur, coordonarea unor aspecte, poate din nefericire sau fericire, nu știu, mai mult tehnice. Când vorbim de cele spirituale, lucrurile sunt altfel. Dar noi am spus-o mereu, la noi în cult, lucrurile nu pleacă de sus în jos. Nu acolo sus este valoarea. Valoarea este întotdeauna în biserica locală. Biserica este a Domnului Iisus Hristos. Acolo sunt oamenii mântuiți. Domnul Iisus Hristos nu a venit cu mandat și viziune pentru Uniunea Baptistă sau pentru nu știu cine. Mandatul Domnului Iisus Hristos este pentru biserică în general și pentru mântuiți în particular. Și deși încurajez pe oameni să fie deschiși, să comunice nevoile lor, încerc totuși să le spun că nevoile lor trebuie exprimate în primul rând în biserica locală, apoi dacă nu se pot face în biserica locală, așa la modul foarte ușor, plătind un preț. Noi suntem organizați în comunități teritoriale și dorințele lor ar trebui să ajungă acolo și apoi o comunitate teritorială, dacă nu poate singură sau nu poate în colaborare cu altă comunitate, ar trebui să apeleze, să zic, la nivel național, unde să vedem cum punem lucrurile împreună. Care sunt așteptările mele? Așteptările mele de la credincioși sunt foarte simple și nu sunt atât de mari cum sunt așteptările Domnului Iisus Hristos. Într-o frază, așteptarea mea pentru fiecare baptist ar fi să fim credincioși Domnului. Ne-am asumat, noi ne-am asumat să fim ucenicii Lui, nu ne-a obligat nimeni. Am acceptat de bună voie să fim cei care calcă pe urmele Lui, cei care îi poartă mandatul Lui, manualul Lui, care poartă Sfânta Scriptură în lume și ar trebui să privim cu foarte multă seriozitate lucrul acesta. Eu spuneam și în alte ocazii, teoretic, în anumite situații, eu reprezint lumea baptistă, da? Dar în mod practic, în fiecare zi, fiecare baptist reprezintă lumea baptistă. Când fiecare credincios va trăi asemenea Domnului Iisus Hristos, în felul acesta vom crea o imagine în mintea celor care ne cunosc și ei vor înțelege lumea baptistă prin baptistul pe care l-au în casă, în vecinătate, la locul de muncă, etc. Da? Deci să nu uităm, Hristos cel viu ne-a dat porunca aceea foarte clară, duceți-vă, prezentați Evanghelia, mă prezentați pe mine, faceți ucenici din toate neamurile și asta este așteptarea mea, nimic decât, mai mult decât cere Domnul Iisus Hristos. Da? Mai am o așteptare care vine tot din partea Domnului Iisus Hristos, să nu fim singuratici, să nu lucrăm de unii singuri, să nu lucrăm la individual foarte mult, doar atunci când trebuie. M-am uitat că suferințele Domnului Iisus Hristos i-au împrăștiat pe ucenici, dar am găsit cu mare bucurie că Domnul Iisus Hristos i-a adus din nou împreună. Știi ce mi s-a părut interesant, Cătălin? Că în perioada aceasta la care am meditat în ultima săptămână, dușmanii Domnului Iisus Hristos au fost mai mult împreună decât ucenicii Domnului Iisus Hristos. Ei lucrau împreună, gândeau împreună, planificau împreună, puneau bani împreună, idei împreună, sigur, toate împotriva Domnului Iisus Hristos. Din nefericire a fost o vreme în care ucenicii chiar s-au risipit și n-a mai fost unul cu altul împreună, în timp ce, repet, dușmanii erau împreună. Și a trebuit să vină cel viu să-i aducă împreună, să le aducă aminte că sunt frați, că au un mandat și un mesaj pe care trebuie să-l poarte împreună. Și eu cred că este vremea să colaborăm mai mult ca frați. Colaborăm în biserică mai mult, apoi colaborăm între biserici mai mult. E foarte important împreună să purtăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Spuneam că pot lucra împreună și bisericile, încă o dată spuneam că pot lucra împreună și comunități teritoriale la proiecte mai mari
Și dacă vom fi împreună, Domnul Iisus Hristos va binecuvânta lucrarea noastră. Dacă m-ai întrebat ce așteptări am de la slujitorii Domnului Iisus Hristos, chiar n-am așteptări deosebite, pentru că nu așteptările noastre trebuie să fie mari, ci așteptările Domnului Iisus Hristos. Eu doar o să repet câteva din așteptările Lui. La fel cum spuneam pentru membrii bisericii, să nu uităm că noi am acceptat intrarea în slujire. Nu ne-a forțat nimeni, a fost o chemare pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Toți trebuie să ne aducem aminte că am primit-o cu multă bucurie. Ne-am considerat noi privilegiați, nu am considerat că îi facem noi un serviciu lui Dumnezeu, că intrăm în slujirea aceasta. Așa ar trebui să facem în continuare, să ne simțim onorați că suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos, că avem o slujbă nobilă, că purtăm o evanghelie care aduce pace, bucurie, liniște, salvare, viață veșnică. Și atunci ar trebui să purtăm evanghelia aceasta în continuare cu demnitate, cu credincioșie. Ar trebui să o purtăm și când lăcrimăm și când inima noastră este plină de bucurie. Ar trebui să nu ne hrănim din succesele noastre sau în succesele noastre, ci ar trebui să ne hrănim din mulțumirea aceea că stând în credincioșie lângă Dumnezeu, El va avea grijă de rezultate. Ar trebui mereu să ne aducem aminte că, indiferent care sunt rezultatele, Dumnezeu ne plătește. Sigur că ne plătește și biserica, cum consideră ea, pământește vorbind. Dar răsplata, toți o spunem, fie că o spunem așa direct sau o avem în mintea noastră, răsplata toți o așteptăm de la Dumnezeu. El n-a rămas niciodată dator. Iată-L pe Mântuitorul, care este slujitorul model, care a pătimit atât de mult. Și toți bănuiesc că am menționat cel puțin sau vom menționa în zilele și duminice următoare că învierea Domnului Iisus Hristos este o răsplată din partea Tatălui pentru credincioșia Fiului în purtarea crucii și împlinirea menirii. Toți ne gândim la învierea noastră și la gloria care ne va da Domnul acolo, așa că n-are rost să tot discutăm noi despre așteptările noastre. Haideți să ne gândim toți la așteptările Lui. Eu personal încerc să fac lucrul acesta, nu mi iese întotdeauna, dar vă mărturisesc cu smerenie, este gândul cu care mă trezesc. Ce pot să fac astăzi ca să fiu pe placul Domnului Iisus Hristos în primul rând și de dragul Domnului Iisus Hristos să-i ajut pe oamenii care îmi solicită ajutorul și închei liniștit sau mai puțin liniștit ziua în funcție de cât de mult gândesc eu că am fost în voia lui Dumnezeu, că am fost pe placul Lui. Tu ai zis bine, s-a făcut schimbarea aceasta în creștinism și de multe ori dorințele noastre s-au pus deasupra dorințelor Lui, planurile noastre au devenit mai importante decât planurile Lui, mulțumirea noastră mai importantă decât mulțumirea Lui, dar este vremea să revenim în creștinism și să ne aducem aminte că este vorba întâi de El, nu despre noi. Și când Iisus Hristos este onorat, când Iisus Hristos este slujit și mai ales când Iisus Hristos este mulțumit, chiar putem avea împlinire, bucurie, satisfacție, indiferent de vremurile pe care le trăim acum. Deci mesajul meu este următorul. Biserica lui Hristos nu poate fi închisă, Biserica lui Hristos nu poate fi limitată, Hristos cel viu nu mai poate fi îngropat niciodată, mesajul Lui poate fi îngropat în noi, dar nu poate fi îngropat pentru totdeauna. Ne-a dat Dumnezeu harul să purtăm mesajul acesta. Și haideți acum, când calendaristic se încheie sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, să ne gândim la poruncile Lui, pentru că nu se încheie viața cu Hristos. Hristos rămâne viu, El este glorios. Să ne gândim la mesajul Lui, duceți-vă, purtați mesajul meu, faceți ucenici din oameni, învățați-i că există binecuvântare, că există veșnicie. Dacă ne vom umple mintea, secundele, minutele, zilele cu gândul de genul acesta, cum putem face ce ne-a lăsat Hristos, să știi că nu ne va mai sta mintea atât de mult la celelalte. Și dacă am spus-o și în altă ocazie, o să o spun și aici, încă o dată îi rog pe creștini să nu mai vorbim, haide să o pun pozitiv cumva. Să vorbim mai mult despre mântuirea lui Dumnezeu decât despre mască, să vorbim mai mult despre Domnul Iisus Hristos decât despre nenea COVID
Și pentru că este la mod acum să vorbim mai mult despre veșnicie și victorie decât despre vaccinare. Lucrurile pe care le-am menționat sunt sigure. Mântuirea este sigură, Hristos este sigur și ne binecuvintează, veșnicia este sigură, doar să ne alimentăm glorioasă. Și dacă am plecat pe drumul acesta și îndemnăm pe alții pe drumul acesta, celelalte sunt așa niște anexe care vin, trec, azi ne confruntăm cu unele limitări, mâine ne vom confrunta cu altele limitări. Singurul care este nelimitat este Domnul Iisus Hristos, de aceea El a fost, rămâne biruitorul și prin El putem fi și noi victorioși. Deci pentru Biserica lui Hristos nu există zile negre neapărat, există zile diferite. Hristos este lumina noastră, El e păstorul nostru, împăratul nostru, protectorul nostru. Ne legăm tare de El și dacă tot am vorbit că atunci învierea Domnului Iisus Hristos a transformat radical viața ucenicilor, mă rog lui Dumnezeu ca sărbătoarea aceasta să arate că ne-am întâlnit cu Iisus Hristos cel viu, că am înțeles cine este El, cine suntem noi, să se vadă în viața noastră a slujitorilor și a bisericilor că s-a produs transformare și revin cu provocarea aceea. Ne întoarcem noi la normalitate în relația cu Dumnezeu și Dumnezeu ne va folosi să ajutăm la normalitatea care ar trebui să fie și în societate. Slavă Domnului! Frate președinte, vă mulțumim foarte mult pentru gândul. Practic dumneavoastră ați făcut și încheierea. Chiar v-aș fi rugat să dați o încurajare la final. Totuși vă mai rog, dacă vă vine în minte un verset, așa, o gândire, urmează Duminica Tomii, o zi în care iar ne aducem aminte de umanitatea asta cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat. Suntem oameni, suntem îndoielnici, urcăm și coborâm și să ne ajute Dumnezeu ca la final, așa cum Toma a zis, Domnul meu, așa să zicem și noi, indiferent de ce s-ar întâmpla. Și mă bucur că am avut o discuție deschisă și, ca de obicei, a fost foarte, să spunem așa, concret în ceea ce a spus, în așteptările dumneavoastră. N-am vrut să avem o discuție teologică, ci o discuție liberă, păstorească, așa, și atât pentru noi credincioși, cât și pentru ceilalți care încă nu sunt în turma Domnului. Așa că, vă rog, un verset, dacă aveți o încurajare cu care să încheiem emisiunea aceasta. Să comentez în ideea care spuneam înainte. Cătălin, am făcut și noi ce am putut în emisiunea aceasta, Dumnezeu face ce trebuie, noi facem doar ce putem. Dacă ai zis despre Toma, tu știi ce spun eu, m-aș bucura ca toți să fim ca Toma, adică ucenici care o săptămână să avem niște îndoieli și după asta toată viața să avem credința aceea fermă că Iisus este viu și că pentru El merită să trăim și să murim. Ce să spun, și experiența lui Toma este tot în beneficiu nostru. Prin îndoiala lui și prin dorința lui de cercetare, Toma chiar ne-a ajutat să avem o dovadă în plus că Iisus Hristos este viu și că merită iubit și merită slujit. Numai că expresia lui Domnul meu și Dumnezeul meu n-a rămas doar la nivel de cuvinte. Trăirea lui de după aceea a arătat că Iisus Hristos pentru el a fost Dumnezeu și Toma l-a ascultat până la martiraj în toate lucrurile. Așa îmi doresc pentru mine, pentru tine și pentru toți cei dragi ai noștri, când mărturisim că Iisus Hristos este viu, că El este împăratul, prin puterea lui Dumnezeu să și dovedim lucrul acesta și trăirea noastră să fie pentru Hristos. Și uite, am găsit și versetul pe care tu îl căutai. Dacă trăim, pentru Domnul trăim, dacă murim, pentru Domnul murim, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului și pentru că suntem ai Domnului, spune Pavel, să ne gândim mai mult la lucrurile de sus, unde Hristos este Domn și-a de la dreapta lui Dumnezeu și se gândește la biruința și victoria noastră finală. Amin. Slavă Domnului! Vă mulțumim și vă urăm în continuare binecuvântare în ceea ce faceți. Vă așteptăm la București. Și sperăm ca în harul Domnului să ne revedem cât mai curând. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. A fost o bucurie să fim alături cu fratele păstor Viorel Iuga, președintele Uniunii Bisericii Creștine Baptiste din România. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!